Bun găsit, sunt Andrei Ciobanu și îți prezint informațiile momentului. Pavel Bartoș prezintă o nouă emisiune la ProTV. Vlad Craioveanu a părăsit Smart FM. Unde merge acesta, afli la știri. Narcisa Birjaru, prima femeie câștigătoare la șef la cuțite. EFI 2021 și-a aflat câștigătorii. Directorii interimari din TVR și radio au fost puși neconstituțional, detalii imediat. Nou prezentator pentru al doilea sezon al emisiunii Masked Singer. Este vorba de actorul Pavel Bartoș. Anunțul a fost făcut în emisiunea La Măruță de pe ProTV. Primul sezon a fost prezentat de cântărețul Jorge. Din juriu făceau parte Ana Morodan, Ina, Horia Brenciu și Codin Maticiuc. Bartoș se implică astfel într-un alt proiect alături de ProTV. El prezenta până acum Vocea României, show care nu s-a mai desfășurat de 2 ani. Și românii au talent, alături de Smiley. Reamintim că ProTV a anunțat la final de aprilie că Masked Singer va avea încă un sezon în această toamnă. Precedentul sezon a fost câștigat de Garcia, adică de Mugur Mihăiescu, care s-a deghizat într-un corb. Voce nouă la DGFM, omul de radio Vlad Craioveanu se va auzi la stația RCS după ce a lăsat Smart FM, post deținut de Adrian Sârbu și Marius Tucă. Craioveanu va prelua de luni 21 iunie tronsonul de după amiază, de la ora 14 la 17. Până acum, Doru Oprișan ocupa tronsonul 14-17. Din informația, pagina de media, acesta a părăsit postul și s-a mutat în Stockholm. Craioveanu a fost și pe televizor o perioadă, la Alef News, post lansat de Adrian Sârbu. Emisiunea Ochii pe mine, talk show pe care Alef News îl difuza încă de la lansarea stației, a fost scos din grila stației în luna aprilie. Vlad Craioveanu menționez că a mai lucrat la Pro FM, Guerilla, Radio 21, Vibe FM și Radio Tananana. Șef Cătălin Scărlătescu a dat câștigătoarea sezonului nouă Șef la cuțite. Este vorba de Narcisa Birjaru, care devine prima femeie învingătoare a show-ului culinar. Ea a câștigat marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Este al treilea câștigător Șef la cuțite pe care îl dă Șef Scărlătescu. Lider rămâne însă Șef Bontea Sorin, care a dat 4 câștigători, în timp ce Șef Florin Dumitrescu a câștigat doar 2 sezoane. De asemenea, din noul sezon, Șef Scărlătescu va avea și o statuie în platou pe tot parcursul show-ului. Potrivit Observator News. Narcisa Birjaru, de 24 de ani, este de meserie bucătar și lucrează la un stand-up comedy. S-a căsătorit de la 14 ani și a recunoscut că provine dintr-o familie de etnie romă. Gala EFI Awards 2021 și-a desemnat câștigătorii. Pentru al doilea an la rând, gala a avut loc în mediul online, dar cu public în sală. Premianții au urcat pe scenă, spre deosebire de anul trecut. Marele premiu Grand EFI a mers către campania The Online Park pentru Telecom. Campania a fost gândită de Leo Burnett. Proiectul are în centru pericolele online la care sunt expuși copiii. Un experiment social a fost realizat într-un parc din București, în cadrul căruia au fost create atracții speciale. Fiecare atracție imita un pericol online, de la cyberbullying, la filme porno online și la predători digitali. Liviu Popescu și Ramona Săseanu, cei doi directori ai instituțiilor publice de radio și televiziune, au fost numiți neconstituțional. Decizia a fost luată în unanimitate astăzi de Curtea Constituțională și își va produce efectele, adică cei doi directori își vor înceta mandatele odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Sesizarea a fost făcută de grupul parlamentar al Partidului Social Democrat. Într-un mesaj intern, șeful radioului public, Liviu Popescu, și-a anunțat colegii de decizia forului. Până aici punct informațiilor, Andrei Ciobanu sunt și îți dau întâlnire data viitoare. Până atunci te las pe pagina de media.